Salut! Sunt Dr. Octavian Bârnă și acum o să-ți vorbesc despre tarot. Acum, noțiunea de doctor și noțiunea de tarot par a fi din filme complet diferite. Unii oameni s-ar putea să își schimbe părerea despre un doctor dacă pun conceptul de tarot în aceeași oală. Ei bine, zona mea de expertiză este zona de terapii complementare. Zona de terapii energetice. Și după 20 de ani de experiență clinică pot să-ți spun un lucru foarte clar. Energia, simbolistica, subconștientul, dezvoltarea personală, toate au legături foarte, foarte profunde una cu cealaltă. Tarotul funcționează pe niște legături energetice, acupunctura funcționează pe niște legături energetice, șamanismul funcționează pe niște legături energetice, ele au obiective ușor diferite, da? Tarotul este într-o altă gamă, nu e o terapie în sine, cum sunt celelalte, dar premisele de la bază sunt oarecum aceleași, da? Fiindcă toate aceste metode, toate aceste abordări um, au la bază ca și premise faptul că există această dimensiune energetică și um, tarotul în special are, se bazează foarte mult și pe dimensiunea informațională. Fiindcă, de fapt, de ce te interesează tarotul? Îți dorești ceva mai multă claritate, îți dorești să înțelegi răspunsurile la niște întrebări care te macină, îți dorești să știi cum poți să rezolvi o anumită problemă, îți dorești să afli o nouă perspectivă despre un aspect, poate să fie despre relații, poate să fie despre carieră, poate să fie despre niște decizii importante pe care le-ai de luat și nu știi care ar fi mai, mai bună. E bine, tarotul te poate ajuta prin faptul că printr-o conexiune cu partea mai profundă din noi, poți să-i spui subconștient, poți să-i spui supraconștient, poți să-i spui... De fapt, nu contează cum îi spui. Da? De fapt, adevărul gol-goluț este că în cele mai mici amănunte nimeni nu știe cum funcționează tarotul, dar putem să bănuim și există niște similitudini cu alte metode. Ideea este că după ce tragem linie, Omul pleacă de la o ședință de tarot cu mai multă claritate, pleacă cu niște răspunsuri, pleacă cu o înțelegere nu doar cognitivă, nu doar rațională, ci un impact pe care simbolurile din acele cărți îl au la nivel emoțional. Cu alte cuvinte, reușești să aprofundezi acel mesaj. Sunt câteodată momente în care oamenii. Uh, vin și primesc niște răspunsuri de la tarot pe care le-au mai auzit cognitiv, dar pentru prima oară, în sfârșit, încep să pătrundă în interior. Fiindcă asta este, uh, asta este una dintre acele părți magice ale tarotului. Reușește să comunice pe limba ta. Reușește să-ți transmită niște mesaje în modul în care tu poți să le înțelegi. Da? Și uh, oamenii care vin, 9 din 10 oameni, a, spun din proprie inițiativă, în urma unei ședințe de tarot, că sunt uimiți de cât de precis este ce spune. Fiindcă tarotul făcut bine nu este o chestie de genul cum pot să creadă unii oameni că, eu știu, dai în cărți, vai, mă întâlnesc cu un străin la drum de seară. Nu, 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 nu despre asta este vorba. Poate să fie extrem de profund și extrem de relevant la un nivel foarte, foarte personal. De altfel, dacă e să îți faci griji de ceva, este că. Aș vrea să împărtășesc cu tine de pe acum ceea ce eu numesc prima lege a tarotului, respectiv, dacă nu vrei să știi, nu pune întrebare. Deci, la ce mă refer? Mă refer la faptul că, câteodată, tarotul poate să fie foarte, foarte direct. Nu te ia prin învăluire, trece lejer de toate barierele emoționale, îți arată lucrurile fix așa cum sunt. Și atunci trebuie să ai o disponibilitate să vezi adevărul gol în față fiindcă asta este premisa astfel încât să poți să faci niște, să iei niște decizii încât să-ți îmbunătățești viața. Bun, deci cum se procedează? Trebuie să ai niște întrebări, vii, depinde. Cel mai bine, arată practica, este că ar fi bine să ai bine definite măcar zonele în care vrei să afli ce vrei să afli. Da? Măcar să știi, domnule, vreau să aflu despre carieră, vreau să aflu despre relații, vreau să aflu despre nu știu, bani, etică. Cu cât e mai clar în mintea ta ce vrei să afli, cu atât și mesajul cărților de tarot va fi mai clar la rândul lui. Cum se procedează? Cât durează o ședință? O ședință durează maxim o oră, timp care este arhi suficient să răspundă la întrebările tale. Dacă, prin absurd, nu... Sau poate sunt mai multe întrebări, da, poate te interesează și așa, și așa, și așa. Și aia. Experiența arată că sunt destul de multe informații într-o oră, suficient de multe încât să ai nevoie să le absorbi. De fapt, de multe ori, după 35-40 de minute, e deja acel punct de saturație, și după aia e doar o, o concluzionare. Și atunci, dacă ai mai multe întrebări, putem să facem mai multe ședințe. Fiindcă altfel nu duci. Altfel, nu, nu, cum spun, nu e, nu e vorba doar de o comunicare rațională, este o vorba de o, un mesaj care are o anumită profunzime emoțională, spirituală. E, e ceva care se conectează și are un profund impact asupra întregii tale ființe. E ca și când îți vorbește cu toate simțurile. Da? Asta este parte din magia și frumusețea acestei metode. Că ajunge la un nivel foarte, foarte profund. Bun. Cum îți faci programare? Ai în josul paginii un număr de telefon, te invit să, să dai un telefon și stabilim de comun acord o dată și o oră. Putem să facem acest lucru fără probleme online, fără probleme. Deci nu contează unde ești, nu trebuie să fim în același loc. Există tot felul de mituri că trebuie să tragi tu cartea, că trebuie să atingi cărțile, nu, nu este. Spune că am făcut de multe ori ședințe cu oameni care erau pe alte continente. Nu am văzut nicio diferență în precizia tarotului uh, între ședințe făcute față în față și ședințe făcute online. Nu e absolut nicio diferență. Oamenii sunt la fel de mulțumiți, impactul este la fel de puternic, beneficiile sunt la fel de mari. Bun. Uh, nu vrei să ratezi această oportunitate, deoarece este una dintre acele puține metode care poate să ți dea un răspuns foarte profund și foarte precis la acele lucruri care te macină, poate de mult timp. Da? Așa că uh, sunt Octavian Sbârnă, te invit să dai un telefon să-ți faci o programare.